Bună, dragilor, și bine ați venit la o nouă citire. De această dată te invit la o citire generală, în cadrul căreia vreau să analizez relația dintre tine și această persoană în momentul de față, dar și în viitorul apropiat, din momentul în care tu vezi citire. Hai să vedem spre ce este vorba. Fie că e o relație de prietenie, de iubire, o relație cu o rudă, cum simți tu, fix așa gândești. Bun, în momentul de față eu văd aici clar o legătură de suflete pereche între voi doi. Este o legătură veche, puternică. Pentru unii chiar este vorba despre o relație care este de ceva timp, deci o relație veche. 2 de cupe, 4 de spade, luna. Da, o relație foarte profundă între voi, dar sunt secrete care sunt ascunse. Da? Sunt certuri sau sunt discuții. Pentru că cineva aici evită să ia o decizie. Da? Cineva evită să ia o decizie. Este clar aici că voi sunteți suflet în suflet, gând în gând, inimă în inimă. Nici nu încape discuție. Așa e povestea. Hai să vedem pentru tine. Asul de cupe. Tu pui foarte mult suflet în această relație. Oferi inima ta pe tavă acestui om. Te afli într-o perioadă în care ești ceva mai sensibil. Este o perioadă în care, uite, pui tot sufletul, da, te gândești în continuu la acest om, este în inima ta în continuu. Dacă ești o persoană singură, tare mult îți dorești să apară cineva. Cealaltă persoană, spânzuratul, o legătură cu zodia pești pentru unii dintre voi. Păi, spânzuratul ăsta îmi spune mie despre faptul că această persoană pur și simplu se sacrifică pentru tine. Se simte blocat, suferă, da? Să știi că suferă această persoană, pur și simplu se află într-o situație dificilă, însă îi se cere să abordeze lucrurile într-un mod diferit față de cum a mai făcut-o până acum. A mai trăit astfel de experiențe, dar de data aceasta este diferit. S-a blocat la tine, s-a blocat în relația cu tine. Nici nu vrea să mai audă de altcineva. Da? Hai să vedem, pentru tine, 10 de cupe. Tu îți dorești foarte multă liniște, îți dorești o familie cu această persoană. Consider că este persoana ideală din toate punctele de vedere. Ai o atracție foarte puternică din punct de vedere emoțional. Te simți foarte apropiat de acest om. Este ca și cum face parte din familia ta, face parte din viața ta. Celălalt, prințesa de spade sau valetul de spade. Persoana asta e foarte curioasă în legătură cu tine. Vrea să afle mai multe. Este și o persoană care îți ascunde niște lucruri, să știi. Acestui om nu prea îi place, da? Partea aceasta că tu vrei ceva stabil, partea că își dori, mă rog, partea că vrei familie, vrei copil. Pentru tine, regele de cupe, foarte multe cupe pe partea ta, deci e clar că persoana asta este foarte importantă pentru tine. O legătură văd cu o zodie de apă pentru unii dintre voi, rac, scorpion sau pești. Te gândești în continuu la această persoană. Repet, simt aici o conexiune de suflet pereche, dar pentru unii este vorba despre o relație dintr-o altă viață. Aveți ceva de împărțit. Pentru alții este vorba despre o relație foarte veche din viața asta. Poate ați fost împreună acum mult timp sau vă știți de mult timp. Cealaltă persoană, regele de spade. Păi persoana asta, nu știu, poate să fie într-o zodie de aer pentru unii. Gemeni, balanță, vărsător. Doar că această persoană își face niște strategii. Încearcă să te convingă de un anumit lucru. Încearcă să găsească soluții. Consideră, da, că mai poate să fie cineva prezent în viața ta. Poate se gândește că are parte de un inamic. Se gândește că tu mai ești cu cineva.
E o persoană foarte bine organizată, care are totul foarte bine planificat. Poate avea niște probleme cu legea în momentul de față. Hai să vedem puțin despre ce este vorba, da? Cu spânzuratul, în primul rând. Persoana asta are o dorință foarte, foarte mare. Își dorește libertate, își dorește iubire. Pur și simplu nu a mai trăit așa ceva până acum. Blocajul poate să vină dintr-o distanță. Da? Poate să fie, uite, faptul că nu este deschis spre a întemeia o familie, spre niște schimbări. Persoana asta se sacrifică pentru a-ți fi alături. Da? Și în inima sa suferă foarte mult și să știi că încearcă și caută soluții. Caută soluții. Suferă, să știi, din dragoste pentru tine. Dar uite, este prins aici, într-o situație. Dacă ești femeie, aici persoana asta poate avea pe cineva, o femeie cu un copil. Da? E ceva din care nu se poate rupe. Pur și simplu nu știe ce să mai facă. Și uite, să știi că te-a mințit în legătură cu niște lucruri. Și se simte vinovat. Este greu să se sacrifice. E greu, nu știu, o mutare. E greu să se mute. Sau este dificil pentru el sau pentru ea această distanță dintre voi. Da? Să vedem, uite, inelul, da? Și își dă seama că soluția e să închidă ceva, să închidă o relație și să fie mai serios cu tine. Uite, pentru tine, tu ești o persoană fidelă, sigură. Văd că ai de gând să mai aștepți acest om, ai de gând să-i stai alături, să fii aici lângă el sau lângă ea. Hai să vedem în continuare. Nu, hai să vedem regele ăsta de spade, că sunt curioasă. Da, uite, poate avea niște probleme cu legea, da? Însă în același timp tot încearcă să te convingă sau încearcă să planifice ceva pentru o zi sfântă, pentru o zi mare, o plecare, o ceva anume. Poate acum este la distanță de tine, în momentul de față. Sau conduce, merge spre un eveniment important. Următoarea etapă din relație este 6 de bâte. Se oficializează relația, hotărâți ceva împreună și lucrurile în sfârșit sunt clare între voi. Pentru tine, cavalerul de bâte, pentru tine va fi o bucurie foarte mare. Te vei arunca așa cu capul înainte. Vei fi foarte entuziasmat. Vei simți foarte multă atracție în legătură cu această persoană. Celălalt, 5 de cupe, persoana asta va suferi aici foarte mult în viitorul apropiat. Se va uita doar spre ceea ce a pierdut și nu prea va mai fi atât de implicat probabil în această relație. Mai ales dacă, știu eu, vă aflați aici într-un triunghi amoros. Da? 6 de spade în inima ta. Tu te vei bucura foarte mult de această schimbare. De un drum pe care îl faceți împreună. De faptul că în sfârșit toate lucrurile astea negative ies din relația voastră. Cealaltă persoană, asul de spade. Omul ăsta va lua o hotărâre în legătură cu dragostea, în legătură cu tine, în viitorul apropiat. Este o decizie radicală. Și va da seama că e cazul să pună capăt la ceva anume, să sacrifice ceva. Da? Puterea, o legătură cu un leu și se va lupta pentru tine sau va avea niște probleme de rezolvat și atunci nu se va mai implica la fel de mult în această relație. Iar pentru tine magicianul. Foarte ciudat. Deci că tu vei încerca să faci orice pentru a ține acest om alături de tine, te vei simți invincibilă alături de el. Hai să vedem, 6 de bâte. Uite, aici veți studia ceva împreună, veți studia problema și veți găsi o soluție. Da?
Hai să vedem despre ce e vorba cu 5 de cupe. Ce va fi rău pentru acest om? Că se va uita cu părere de rău spre ceva. Spre ceva foarte stabil. Da? Fie este vorba despre o persoană mai în vârstă, despre o relație veche, un statut pe care îl are, cariera sa. Deci vor fi probleme aici din acest punct de vedere. Uite, dacă ești femeie, tu ești partea bună a lucrurilor. Da? Sau partea bună a lucrurilor este că rezolvă ceva. Nu văd pierdere mare de bani, da. Și rezolvă ceva. Parcă persoana asta îl ajută financiar. Sau, da? Dacă ești femeie, uite, nu se mai uită atât de mult spre tine. Se uită doar spre această provocare pe care o întâmpină. Asul de spade. Va merge încet și sigur, va lua o decizie serioasă și îți va spune acest lucru. Îți va spune că vrea această schimbare cu tine. Mai exact. Uite, va veni către tine, îți va da veste foarte curând și va spune că a luat o decizie, da? A ales un drum. Îți va povesti despre acest final sau despre această transformare pe care o dorește în relația cu tine. Pentru că, uite, omul ăsta se simte foarte atras de tine și nu o să poată să renunțe. Da? Nu poate, pur și simplu. Uite, aici veți avea niște discuții legate de... de un drum, da? Mergeți la un drum și acolo aveți discuții. Și acolo aveți tot felul de discuții. Aici, uite, e posibil ca chiar tu să te simți manipulat, manipulată în viitorul apropiat. Sau chiar tu să încerci să manipulezi persoana. Pentru că, uite, văd aici pe cineva care păcălește în legătură cu o schimbare, în legătură cu un final. Vei fi încântat sau încântată de decizia asta, de această schimbare, dar nu-i ceva stabil momentan, da? Chiar nu-i ceva stabil, nu-i ceva serios până la capăt. Ia să vedem. Persoana asta să știi că va face niște gesturi foarte ciudate în legătură cu tine, pentru că nici nu vrea să te piardă. Dar oricum e foarte supărat, foarte supărată. Aici tu ți-ai făcut tot felul de iluzii, ai văzut persoana asta ca fiind omul perfect, dar uite că nu-i chiar așa. Nu-i chiar așa, da. Discuțiile aici țin de o soluție, da, pe care o veți găsi, dar care nu-i va conveni acestui om. Da? Totuși, eu văd un noroc aici pe care tu îl vei avea pentru o persoană vicleană. Da? Sau, nu știu, te vei folosi de anumite lucruri. Te vei folosi de anumite lucruri pe care le știi tu ca să întorci situația în favoarea ta. Hai să vedem puțin și îngerii romantici, da? Ce spun pentru această persoană. Împăcare, cineva se întoarce din trecutul tău. Aici dacă ați fost certați sau despărțiți, persoana asta cu siguranță revine. Dar aici, uite, eu văd faptul că tu te simți foarte atras de acest om, însă văd că este o relație toxică pentru mine. Este o relație toxică. Tu depinzi emoțional de omul ăsta. Și uite, îți va spune că e nevoie să aveți mai multă încredere unul în celălalt. Foarte curând, la o zi sfântă, la o zi mare, veți mai oferi acestei relații o șansă, pentru că văd aici niște probleme. Da? Pentru că, uite, totuși văd atracție, văd iubire.
aici nu văd despărțire, da? Nu văd despărțire. O să mai dați acestei relații o șansă, pentru că au fost multe probleme aici. Cineva a purtat o mască falsă. Oricum vei mai afla niște lucruri, să știi, foarte curând. Vei mai afla niște lucruri. Da. Și hai să mai vedem o carte pentru viitor. Aici cuiva îi se îndeplinește o dorință la o vreme de seară. La o vreme de seară, într-un mod ascuns, într-o discuție în care vor fi foarte mari emoții, vor cădea niște măști jos de pe față. Uite, și cineva va lua o decizie. Deci aici se hotărăște ceva foarte rapid. Cum e pentru tine? Pentru tine e ceva foarte rapid. E ceva ce tu ai așteptat. Parcă ai pus un termen acestui om. Pentru această persoană va fi cu o veste legată de bani, niște acte. Da? Îți va spune ceva de genul acesta. Mai vreau pentru tine o carte. Uite, o surpriză pe care o vei avea. Deci pentru tine va fi cu surpriză toată povestea, legat de o mutare împreună, legat de o călătorie, de ceva anume. Niște lucruri din trecut care ies la suprafață, dar eu văd de eliberare. Și uite, e clar aici că, uite, până la urmă aici relația e bună, rămâneți împreună, văd căsătorie, văd o relație stabilă, fericită. Da? Mai au o carte pentru omul ăsta. Poate are de rezolvat ceva la muncă sau nu știu. Uite, fie la telefon îți va spune asta, fie îi vezi niște mesaje în telefon. Da? Și este vorba despre un final. Da? Asta e soluția. Dragilor, acestea au fost previziunile de această dată. Eu îți mulțumesc pentru atenție, te îmbrățișez cu mare drag. Dacă ai rezonat cu mesajele, nu uita să te abonezi, să apeși clopoțelul, apasă butonul de like, funcții gratuite pentru toți și să ne revedem cu bine și data viitoare. Eu îți doresc să ai parte de o zi sau de o seară cât mai frumoasă.